Fraților, invitatea mea de azi este expertă în marketing. Nu în social media, da? În marketing. Nu în promovare, ci, repet, marketing. Nu în online și nu în click-uri care aduc succes peste noapte și, din păcate, cam doar o noapte sau pe acolo, ci în strategii pe termen lung și foarte lung. Planuri, bugete. Mai exact, este responsabilă în implementarea și coordonarea a peste 1000 de campanii de marketing online și offline, punând bazele multor branduri cunoscute azi în România. Daniela Șuhanea are aproape 15 ani de experiență în domeniu, este fondatoarea agenției Frank și astăzi ne va lămuri cu ce se mănâncă de fapt marketingul, acesta fiind și titlul cărții ei apărute la finalul anului trecut, prin care și-a propus să schimbe percepția superficială legată de asocierea marketingului doar cu promovarea. Zic că-ți șoptesc, Așa. Vreau să încep cu o chestie din carte pe care a scris-o chinezul, sau Cristian China Birta, pentru cei care nu-l cunosc. A scris în prefața cărții așa: după mai bine de 20 de ani de când activez la modul profesionist în ecosistemul de marketing, pot să spun că mi-ar fi prins bine să fi citit această carte la început, asta fiind de altfel singura vină pe care o găsesc autoare. Deci, aș putea să... De ce n-ai scris cartea asta mai devreme? Da, acum să luăm și diferența de vârstă. Exact. Când a început eu la marketing, eu poate eram la liceu. Dar asta e cam realitatea. Plus că ți-au trebuit aproape 15 ani. De... Păi da, mi-au trebuit cam 15 ani ca să încep un pic cu parcursul meu profesional. 9 ani de zile am lucrat într-o agenție web interactivă unde focusul era pe partea de marketing online. După aceea, când am văzut că nu mă simțeam confortabil la rezultatele pe care le aduceam clienților noștri locali, am luat decizia de a învăța mai mult și de a pleca din agenție și a lucra în diferite departamente de marketing. Când ești în agenție e una, când ești acolo cu antreprenorul și îl vezi zi de zi și vezi zi de zi care sunt activitățile, altfel simți ca marketer și altfel înțelegi business-ul respectiv. M-am umblat pe la 2-3 companii și doar după aceea am luat decizia de a face propria agenție, după ce am înțeles și mi-am luat toate învățămintele și de a scrie cartea, că până la urmă toată agenția e bazată pe carte, orice competitor dorește să ne copieze modelul de business liniștit, poate să iei cartea. Ideea de bază a cărții, sau e așa și o mică frustrare, am simțit, este ideea că marketingul se confundă foarte mult cu promovare. Nu că toată lumea din ziua de azi face promovare și toată lumea din ziua de azi face promovare online și din promovarea online toată lumea face social media. Și da, toți suntem niște experți în marketing, dacă da, te uiți pe profilurile noastre, ceea ce nu este. Și asta ne demonstrezi tu în cartea ta. Da, deci în esență despre asta e vorba. În public, în mediul virtual în special, majoritatea oamenilor, când vorbesc de marketing, asociază cu social media, asociază cu campaniile pay-per-click pe Facebook, pe Google, dar realitatea e cu totul alta. 80% din activitățile de marketing a unei companii nu se văd, nu sunt publice, nu se știe. Social media, orice iese public sau promovare din partea companiei, ar trebui să reprezintă cam 20%. Un antreprenor care începe un business și care nici nu are experiența antreprenorială, ar trebui în primul rând să lucreze pe restul elementelor, pe aia 80%, nu să sară direct la promovare. Când ai un produs bun, când ai un serviciu bun care aduce valoare și rezolvă nevoile clientului, atunci s-ar putea nici să n-ai nevoie de promovare, pentru că acel produs se vinde singur, fără niciun buget de marketing investit. Dovadă că discutam mai devreme această carte, da, unde nici tu la firma Frank nu... Adică ai pus-o pe site când a ieșit. Da. Pe noi ne-a prins la editură sfârșitul anului și nici noi n-am dat foarte mare și din ianuarie a fost... Multe luni cea mai bine vândută carte de la editură, ne-a surprins și pe noi. Pentru că e un produs de care se pare că e nevoie. Că nu sunt multe cărți de marketing românești cu cineva expert în piața românească, în marketing așa în general. Exact. Cum ai defini, o să pun întrebarea asta, marketing? Ce mai înseamnă el azi? Că promovarea nu e. Promovarea poate e o parte din el,
Da. Da. Deci în carte abordez primii 4 P ai marketingului. Da? Produs, piață, plasament și promovare. Vorbim de 4 elemente ale marketingului. Toată lumea e atentă în ziua de astăzi asupra ultimului P, promovare. E și ultimul în carte, e și în ultimul în tot. Specialiștii și teoreticienii și academicienii vorbesc acum de 7 P, de 9 P, dar eu am vrut să o țin P așa. Fiind piloni. Da, exact, piloni ai marketing. Eu m-am mai traduc. Da, scuze. Pentru mie mi-a intrat așa de bine în ADN, încât mi se pare că, cum încă nu știi ce pe o respectiv, știi? Și... Până spune titlul despre 4 P. Da, exact. Cine știe? Când am deschis agenția, mă întâlneam cu foarte mulți antreprenori și majoritatea pe asta puneau accent, pe partea de promovare, cum postăm pe social media, cum facem design-ul, cum, nu știu, newsletter-ul, cum se arate. De câte ori punem story-uri. Da, da, exact. Deci intrau în aspecte foarte tactice. Alea sunt tactici de marketing. Focusul agenției e partea de strategie de marketing și asta vrem să facem, strategie de marketing și marketing management. Pentru că de multe ori asta lipsește din companii. Când ai o strategie, în primul rând o conectezi la strategia de business. Da? Ai o misiune, o viziune, ai niște valori. Marketingul trebuie să absoarbă toate elementele acestea și să le pună în strategie și apoi doar să le comunice. Dar în primul rând trebuie să aibă produsul, trebuie să știe care e piața țintă, trebuie să ducă produsul respectiv prin plasament, prin distribuție clienților și doar după aceea să comunice dacă e nevoie. Că s-ar putea să nu fie nevoie. Dacă e un produs bun, e un serviciu, acela merge natural. Poți să dai un exemplu? Produse care n-au nevoie de partea de... Bine, sunt produsele de masă, gen detergenți, că toată lumea trebuie să folosească detergenți. La acolo, în general, dar când apare competiția, deja faci comunicare, faci merele. N-au nevoie de promovare. Ok, da. Asta depinde care mere, cum mai este și Apple-ul care are nevoie. Când ai identificat o nevoie, când ți-ai înțeles consumatorul și faci produs care rezolvă nevoia respectivă, tot ce trebuie să faci e să-l pui în piață. Da? Cum am pus cartea la editori, în librării, online și în librării. Și când consumatorul s-a întâlnit cu produsul respectiv, l-a și ales tocmai prin prisma faptului că avea nevoie de el. Mie ca și brand, cel mai mult îmi place Zara, care au o filosofie internă, no marketing, no communication. Da, eu, specialist de marketing, zic okay, că e bine da, să nu facem. E bine să facem marketing, dar să-l facem cu cap până la urmă. Și ei când au deschis în 1960, prima dată și-au dezvoltat rețeaua de magazine. Da? Ei vor să aducă haine de designer masei, pentru toată lumea. Deci oricine să se poată îmbrăca în haine de designer. La Zara lucrează 300 de designer. Deci nevoia omului de a se îmbrăca cu haine cu un anumit design, rețeaua de magazine foarte mare și atunci normal că nu ai nevoie de atât de mult, mult buget de promovare. Astea sunt exemplele care am înțeles. Spune că marketingul are la bază o strategie. Da. Care e aceeași cu strategia de business? Nu. Poate mă nu, mi s-a întâmplat de multe ori să vină antreprenorii la noi și să considere că marketingul e ultima soluție și de marketing au nevoie și nu au nevoie de nimic altceva, de nicio strategie de business, să nu operațional, financiar, cash flow management, aia nu mai contează, marketingul face tot. Nu suntem oameni de business. De multe ori se întâmplă ca consultanții de business să intru în conflict cu ei pe anumite puncte de vedere, pentru că ei văd bugetul de marketing ca și o cheltuială care, de fapt, ar trebui să fie investită pe produs. Noi suntem de partea lor, ca și agenție, noi vrem același lucru. Marketingul se face într-un anumit punct al unei afaceri, când costurile sunt ok și când cererea este la nivelul costurilor și marketingul prin promovare, să spunem, doar mai crește puțin cererea, dar costurile să rămână aceleași. Și atunci marketingul performează la cote maxime. Dacă, în schimb, nu există strategia de business și strategia antreprenorului e să
facă comunicare pe social media și să facă micromanagement pe specialistul de marketing, să-i spună că vezi că textul ăla e nu știu cum sau vezi că acolo poza aia trebuia nu știu ce, aia înseamnă pentru mine e clar că e de fapt lipsa unei strategii de business și marketingul cu strategia de marketing fără strategie de business nu funcționează. Deci noi suntem o resursă pe care managementul unei companii sau antreprenorul trebuie să o gestioneze și să o managereze adecvat. Deci luăm marketingul și îl implicăm, vreau să dezvolt un nou produs sau un nou serviciu, da? Vine marketingul și face cercetarea de piață și se duce frumos la antreprenor și îi spune, uite, clienții la care te gândești tu au nevoie de asta, asta, asta și asta, factorul decizional de a cumpăra sau de a nu cumpăra e acesta și se duce la producție și producția ia informația și creează un produs. Să fac analize pe clienți, că uite, avem, da. Ai un capitol întreg, auditarea actualei strategii de marketing, analiza ofertei, produsul, poziționarea, prețul clientului, analiza de piață, analiza distribuției, analiza percepției brandului companiei, analiza promovării. Ai și niște teste, o să le spun pentru cei care vor să ia cartea, care se pot aplica, indiferent că ai o firmă mică sau mare, adică chiar și la editurile nu se potrivesc chestii de marketing standard. Am folosit de câteva idei, adică cel puțin mi-au clarificat niște lucruri. Ce înseamnă analiza actuala strategie de marketing? Sau, în primul rând, există posibilitatea să n-ai o strategie de marketing sau, de fapt, ai o strategie de marketing, dar nu știi de la tu, de fapt, cu ce se mănâncă? De la primul produs sau primul client pe care are o firmă de servicii, deja ai o strategie de marketing. Aha. Pentru că nu, chiar dacă n-ai comunicat, chiar dacă n-ai apărut la TV sau nu ai spotul radio sau nu faci social media, etc., tu deja ai o strategie de marketing. Că de multe ori mă întâlnesc cu antreprenori și îmi zic, păi noi n-am făcut marketing, n-am făcut promovare, n-avem strategie, n-avem aia. Ba da, ai. Produsul tău se vinde? Da. Ai o strategie de marketing. Sau nu se vinde, înseamnă că sau nu se vinde. Ai o strategie la mine. Da, exact. Deci, și deja de acolo există deja o strategie. Păi noi acum ne lansăm. Ok, dar eu trebuie să înțeleg prima dată cum care e strategia ta de business, ce obiective ai. Și chiar dacă tu zici că nu ai o strategie, dar te-ai gândit deja la un produs. Ai un produs sau un serviciu vandabil. Și atunci ai o strategie de marketing. Eu vin doar și completez elementele lipsă din toată partea aceasta. O mare parte din concepte cheie de marketing este orientarea către client. Da. Pe care nu, am observat că nu mulți o înțeleg. Mulți o și înțeleg, dar e o chestie așa, o nebuloasă. Este un citat foarte bun și, într-adevăr, americanii sunt cei mai cunoscuți pentru inovarea pe partea de produse. Când a inventat Ford motorul, era o chestie că dacă întreba oamenii ce își doresc, oamenii spuneau că vor cai mai rapizi, nu spuneau că vreau o mașină sau că vreau un motor. Dar e important să nu ne deconectăm de la client. Până la urmă, dacă oamenii au spus că vor cai mai rapizi, Ford, prin inventarea motorului, a rezolvat problema. Deci nu neapărat de la client o să primești răspunsul corect, dar e nevoie să fii tot timpul conectat. Marketingul tocmai asta face, legătura între client și companie și organizație. De multe ori mie îmi place să spun că e sufletul companiei. Sufletul companiei este strâns legat de piață și de cerere și de client. Dacă nu știi cui vrei să vinzi, atunci n-ai cum să faci marketingul speranței. Sperăm să se vândă, sperăm să meargă. Și noi cu cartea am făcut un pic de marketingul speranței. Sperăm să se vândă, dar bineînțeles noi aveam alte obiective, nu neapărat să devenim autori cunoscuți pe zona de specializare de marketing. Focusul, o companie și un business există dacă are clienți. În momentul în care nu există clienți, nu există companie și asta trebuie să fie absorbită de deci orice să element. Deci discuția, de fapt. Da. Da. Dacă nu tai factură, nu da, ești nu bine, nu faci business. Acum, poți să vinzi, dar asta nu înseamnă că ești business, adică poți să nu faci profit.
până la urmă obiectivul oricărui antreprenor e să facă profit. Noi la agenția aia spunem, vrei să vinzi mai mult? Ok, care e nevoia? Ai nevoie de cash flow ca să acoperi anumite cheltuieli și poți să faci discount-ul și nu neapărat să mai sacrifici din profit? Sau vrei să faci profitabilitate? Cu cel mai bine mergem când obiectivul e profitabilitatea. Și dacă obiectivul e profitabilitatea, atunci bugetul de marketing e continuu optimizat, astfel încât să vizeze profitabilitatea. Așa în mare am prins ideea. Oricum am prins seama și din care. Dar aș vrea să-mi spui cu ce se ocupă agenția Frank, să zicem. Cu ce se ocupă concret o agenție de marketing și hai să facem un exercițiu. Da. Eu vin la tine cu... E prea complicat cu editura? Vin cu firmă de altceva? Ok. Și cu editura mă descurc. Okay. Te descurci? Da. Și spun, uite, astăzi, eu, să zic, eu la fel, zic, n-am făcut marketing sau n-am avut un specialist, de fapt, în marketing. N-ai făcut. N-am lucrat cu, cu ceva, nici n-am avut un salariat pe jobul ăsta și zic, uite, aș vrea să pun la punct chestia asta. Ce se întâmplă pas cu pas în agenția Frank? Ce urmează pentru mine? Primul. În afară că voi tăia o factură. Nu, eu stai factura unul la unul. Ah, da, nu, pardon. În afară că voi plăti o factură, scuze. Ca să înțelegi da. Nivelul la care pornim, da. E bun. Hai să o luăm așa. Hai să o luăm așa. Deci o să înceapă cu... Noi avem un parcurs clar. Este partea de planificare, auditare de marketing și formularea strategiei de marketing, care durează în medie, dacă totul e ok, adică reușim să ne întâlnim cu clientul atunci când zicem că trebuie să ne întâlnim, durează în medie 2 luni. După cele 2 luni, începe partea de implementare, în care noi oferim efectiv... Și la editura mai micuță, 2 luni? Da, indiferent. Indiferent? Indiferent, și pentru că eu... Și analizați în strategia asta? Deci, începem cu partea de audit. Vrem să știm cui ați vândut până acum, ce domeniu de activitate au, cine e clientul, să-i facem un profil. Ok, acesta a cumpărat natural. Cât? Cum? Unde? Ne uităm, deci ne uităm prima dată microeconomic, adică ne uităm la compania ta, ce s-a întâmplat în interior, după aia ne uităm macro. Să vedem în ce piață acționez, care sunt concurenții, ce fac acei concurenți pe comunicare, ce cifre au realizat. În primul rând ne interesează cifra de afaceri, ne interesează profitabilitatea concurenților, astfel încât noi să ne dăm seama unde anume te situezi. Da? Este analiza Stiple, este analiza SWOT, este analiza Five Forces, sunt mai multe tipologii de analize tehnice pe care le facem noi din prisma noastră. Ce se analizează? Adică, dăm un exemplu cu una dintre ele. Bă, păi, analiza best, aici pot să zic, fac o glumă bună cu asociatul. Vedem dacă e bun. Tot îi povesteam asociatului de analiza best. Deci, ce e aia? Că nu înțeleg. Vede pe un slide unul din ele. Ce e analiza peștele? Da, no, și după aia mi-a explicat și lui. Deci analiza Vestel e folosită pentru a investiga mediul exterior, macroeconomic, care ar putea influența implementarea unei strategii de marketing. Implementarea strategiei de marketing o facem pentru 12 luni. Avem nevoie să înțelegem ce se întâmplă sau să previzionăm ce s-ar putea întâmpla și ar putea afecta implementarea strategiei de marketing, astfel încât să ne luăm niște măsuri de protecție, ca rezultatele să fie pe măsura estimărilor noastre. Ne uităm din punct de vedere politic, ne uităm din punct de vedere economic, ne uităm din punct de vedere legal, ne uităm din punct de vedere al mediului, social, cultural, orice alt aspect ar putea să afecteze implementarea strategiei de marketing. Degeaba vrei tu să deschizi 20 de magazine în voia o companie să deschidă în mijlocul pandemiei, rezultatele ar fi fost... Da. N-ar fi fost ok. De atunci, de aceea, întotdeauna încercăm să ne luăm niște măsuri astfel încât să știm la ce ne-am putea aștepta, că nu putem să lucrăm așa și să implementăm, ne facem un plan frumos, dar nu ținem cont de nimic altceva. Apoi, când ajungi la partea de formulare a strategiei de marketing, tu alegi o anumită poziționare față de concurență. Da?
Fie că ești lider, fie că ești provocator, fie că ești imitator sau orice altceva. Aici, da, e o analiză a tipului ăsta de ce complet fel de firmă ești, care aia chiar mi s-a părut foarte interesantă. Pentru că în momentul în care tu dai drumul la un plan, la o implementare, începi să comunici mai mult, ai o strategie, se vede lucrul ăsta, comunici mult mai consecvent și consistent, bineînțeles, concurența nu doarme, pentru că și ei vor să facă profit. Și te poți aștepta la atacuri din partea liderului, din partea celelalte competitori. Eu, ca marketer, trebuie să le iau să le am în vedere, pentru că dacă pun un buget de marketing sănătos, niște investește antreprenori o grămadă de bani într-un anumit plan de comunicare, dar nu sunt pregătită să fac față diferitelor situații care apar, atunci strategia va fi un fail. Iarăși, analiza SWOT. Trebuie să vedem care sunt punctele forte ale companiei, care sunt punctele slabe, unde ne putem aștepta la scăpări, ce trebuie să scoatem în evidență, la oportunități și la amenințări. Iarăși, mai este o analiză foarte interesantă care zice Porter Five Forces, nu este în carte. Am încercat să o țin cât mai practică și chiar să rămână esențialul. Aici știi cum e? Dacă le-a plăcut ce le-ai zis, o să ia cartea. Dacă le-a plăcut cartea, atunci află și mai multe după aia de la agenție. Exact. Așa este, și asta e o strategie de marketing. Da. În analiza aceasta, luăm pe fiecare element care ar putea să influențeze implementarea strategiei de marketing, gradul de probabilitatea de a se întâmpla și ce s-ar putea întâmpla dacă acel lucru se întâmplă. Care sunt efectele asupra planului nostru de marketing? Astea au fost analizele. Deci după două luni îmi vii cu auditarea. Nu, deci prima dată iau cifrele de la tine. Nu. Nu. Spui ce am făcut bine, normal. Păi nu, prima dată iau datele de la tine, le interpretez, le băgăm noi în sistemul nostru și le interpretăm, scoatem niște grafice, ți le arătăm, uite ce bine ai făcut asta. E cu pie chart-ul și cu dalea. Da, exact. Păi știi, când te plictisești la lucru, hold a meeting. Cam așa facem și noi. Și îți arătăm cifrele, trebuie să ne confirm că aceste cifre sunt ok. Dacă sunt confirmate că ok, bineînțeles, îți arătăm și cifrele din piață, îți arătăm față de concurență, unde te situezi. După aia facem un plan de marketing, nu? După ce tu ne-ai zis că e ok, trecem la partea de formulare a strategiei de marketing, în care eu zic, recomandarea noastră este să faceți asta, asta, asta și cu asta, să vă poziționați așa, să comunicați așa. După aia facem strategia de comunicare, planul de marketing și bugetul de marketing. Pare așa simplu, ce faci atâta? Da, știu, o postare pe Facebook durează și 5 minute. Da, uite ce discutam la început, că vezi, lumea se duce la partea de promovare fără să aibă toate astea în spate și atunci există disproporții mari între, chiar inclusiv în partea de comunicare, care dacă nu merge pe acest schelet pe care spui tu în spate, odată stabilit, poate să dea ferie. Și văd, la multe companii, mai ales la început, după ce am făcut și eu o grămadă de greșeli, evident, văd chestiile astea. Trăim într-o lume cu social media, totul e fast, da? Totul. Și cartea se consumă fast, și aia se consumă fast, să scroll. Din păcate, dacă vrei să faci, din păcate, așa e lumea, vrei să faci ceva trainic și ceva sustenabil și cu creștere organică treptată, ai răbdare. Nu, ca antreprenor, că și eu sunt antreprenor și eu aș vrea să am profit 1.000.000 de euro de mâine, de ce nu am? Mă duc la angajați, de ce n-am făcut? Dar nu, conștientă de faptul, e nevoie de timp, e nevoie să absorbim, să înțelegem și așa construim pe termen lung. Strategia, de multe ori, că e strategie de business, că e strategie de marketing, te păzește de ce se întâmplă din punct de vedere macroeconomic. Pentru că tu te-ai uitat deja când ai conturat strategia, te-ai uitat că
e posibil să se întâmple ceva din punct de vedere politic, e posibil să apară o pandemie. Deja tu ți-ai luat metodele și nu mai ești ca o frunză în vânt. Eu, a venit pandemia, m-a dat peste cap, am picat. A venit că produsul tău tot o să se cumpere, serviciul tău tot o să fie important, pentru că tu ai creat ceva unic, puternic diferențiat de concurență și reziști pe piață și ai drumul tău și... Și asta le știi dacă ai, am înțeles, un plan bine stabilit de marketing de la început. E obligatoriu să nu ne lăsăm în marketingul speranței, să nu ne lăsăm duși de val. Se mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vină antreprenorul, băi, am văzut la ăla cu făcut aia, hai să fac și eu asta. Nu. Sau, varianta a doua, hai să ne uităm în strategie. Păi uite, în strategie scrie că așa și așa, vrei să... Că asta modifică planul pe care noi îl avem. Mai adăugăm ceva, bugetez. Ei, în momentul în care stăm și analizăm, rămâne sau se amână. Deci nu, sau nu se implementează deloc. Depinde. Tu mi-ai spus acum foarte succint, dar vreau să le spun celor care le urmăresc că efectiv pe fiecare capitol pe care tu așa doar l-ai enumerat aici, există lucruri foarte detaliate, dar am spus stabilirea prețului, care asta spune ceva despre brandul companiei, câte tipuri de stabilire a prețului, că dacă te arunci nu în reduceri, poate să-ți afecteze pe termen lung imaginea firmei, în funcție, din nou, de strategia de marketing care vine planul de campanii, media planul, brief-ul companiei, promovare, nu o să mai stă să detaliez acum, și strategia de comunicare. Da. Dacă asta ajungem într-un final, după asta de marketing, aici poate poți să-mi spui. Pe partea de strategia de comunicare. Dacă tu, în strategia de marketing, ai ales să fii provocator, dar și brandul tău are un anumit arhetip de brand, noi trebuie să zicem după aceea celor care intră în execuție, adică social media managerului, celui care scrie textele pe site, celui care scrie comunicatul de presă sau oricine altcineva, trebuie să aibă un guideline clar legat de cum arată designul, ce comunică, care e tone of voice, care e reason to buy, reason to believe. Deci preluăm și din partea de branding și totul trebuie să fie legat și unitar. Pentru că dacă oamenii nu au informația asta, bineînțeles că ei își aduc aportul propriu. Și nu poți, nici măcar în social media, nu poți. Tu ești un brand care și-a ales un arhetip de brand de ruler, care implică să comunici într-un anumit stil, pe un anumit ton al vocii, mult mai impunător, mult mai serios. Nu pui emoticoane cu inimioare pe social media dacă ești un brand care e ruler. Deci... Am văzut chestia asta des, da. Și atunci, strategia de comunicare e de fapt un guideline pentru următoarele 12 luni, pentru toată lumea, pentru orice material iese în public legat de comunicarea companiei respective. Că e o postare pe social media, că e un banner outdoor, că branduim niște autobuze, că facem un spot radio, totul trebuie să fie exact în aceeași direcție. Sunt niște keywords-uri care trebuie repetate și trebuie comunicate, că dacă o schimb ceva din guideline-ul respectiv, creez confuzie în piață și ghiște, nu? Mai este la sfârșit când audităm strategia de marketing după 12 luni, o să ne mirăm că de ce nu a ieșit bine. Și ce te faci cu clientul care nu înțelege lucrurile astea? Hai, astea... Că e clar că tu... Adică am mai lucrat și în domeniu și de promovare pe marketing foarte puțin. Dar tot timpul dai clientul sau șeful sau poate, nu înțelege tot timpul. Tu ai cele mai bune intenții. De-aia îmi place mie să fiu în poziție de agenție și nu de angajat. Că poți să refuzi? Să, exact. Da? Bine. Adică, mi-ai explicat toate chestiile astea. Da, la noi procesul e în felul următor. De la început și din start prezentăm care e modul nostru de lucru și prezentăm faptul că pe parcurs trebuie să respectăm strategia de marketing, strategia de comunicare și lucrurile să se întâmple. Și nu facem micromanagement. Deci, indiferent cât de bun specialist ai fi, câte studii ai avea pe partea de marketing, câte practică îi, antreprenorul se bagă că e copilul lui, că trebuie să aibă grijă de el.
Unii înțeleg, alții nu înțeleg, de la noi au toată deschiderea și tot timpul vor fi ascultați, dar poate în 99% din cazuri nu s-o se întâmple așa cum își doresc ei, dacă că de aia ne-au angajat să ne lasă să ne facem treaba. Știu un exemplu foarte clar, că am o amică, cum știu să se zic, care și-a deschis o firmă de cosmetice, să-i zicem, și a început direct cu promovarea, evident, care nu era foarte ok făcută și m-a întrebat pe mine, făcând de-a lungul timpului o grămadă de campanii de crowdfunding pentru cărți și fiind destul de vizibil în zona asta, ce aș recomanda? Și în primul rând să stabilești exact ce spui tu, o strategie chiar de comunicare în care să ai o idee din care să nu ieși, să spui anumite baze, nu să vii direct cu oferte, direct, stai că de-abia oferte la ce, care, am spus, trebuie să ai răbdare măcar jumătate de an, măcar, adică, sau hai, 3 luni să vezi cum funcționează și publicul pe care ți-l iei. Și nu am putut să comunic și mă uit la postările de pe firma ei și este un haos total, este o avalanșă de ofertă, un amestec de emoticoane cu chestii, este exact o lipsă de strategie de marketing și comunicare. Dar ce ai face cu un astfel de client? Care el vine să te întreabă de ce-i de făcut, ce nu funcționează, cum îl convingi? Că lăsăm la o parte aia, că bun, aia, nu lucrez cu tine. Da, that's simple, știi? Da, da, recomandarea mea ar fi să înceapă... Citească cartea. Și asta, dar ar fi să... În primul rând să-și facă o strategie de business. Că ce se vede în exterior e doar aia rapid se face. Deci rapid poți să duci mesajul acum în lume și să-l pui în piață. Și dar cum dacă să faci o strategie de business singur, de exemplu? Sunt cărți, o să te duci la școală, faci MBA, apelezi la un consultant de business. Soluții găsești ca antreprenor, dar trebuie să fii conștient că prima dată operaționalul tău trebuie să fie ok, produsul tău trebuie să fie ok, trebuie să știi cui te adresezi. Intrarea pe zona de discounturi e foarte periculoasă, e moartea profitului. O companie crește și se dezvoltă doar dacă face profit. Dacă tu continui să dai discounturi și dai discounturi, la început. Deci mă refer la început. Acum că discounturi avem peste tot în jurul nostru, sunt suficiente. Dar nu construiește-ți un brand, construiește-ți o strategie, o direcție și doar după aceea începi și comunici. Fă-ți planul cât mai bine. Agenția mi-a luat cam 2 ani plus anii de experimentare ca să o pun la punct și ca să pun la punct procedurile și serviciul pe care îl oferim. Ce oferim în esență? Și cum îl oferim și când livrăm și cum livrăm și care sunt resursele. Prima dată ne întoarcem la hârtie albă, ne facem business modelul respectiv. Este un canvas foarte interesant, îl găsesc pe business canvas model, așa îi spune. Ăla să fie foarte clar și după aceea te apuci și comunici. Eu știu că pare ușor, a fost o perioadă foarte bună după când a fost boom-ul .com în state, când toată lumea deschidea un site și se îmbogățea peste noapte. Nu știu dacă știi site-ul respectiv, $1 million website. Îl știi? Cred că da. Tipul care vindea un pixel cu un dolar și a făcut milionul de dolari. Da. Am vrut să zic cu pixelul, dar nu poate spune tâmpenie. Nu mai suntem acolo. Deci acum... Da, nu mai ești acolo. Și consumatorul e mult mai sofisticat, concurența e mult mai acerbă. Da, lumea online s-a schimbat drastic și se schimbă în continuare. Chiar asta vreau să te întreb, că una dintre întrebările pe care le pregătisem era ce sfaturi ai da unui antreprenor la început de drum, dar cam asta am discutat acum. Și asta vreau să te întreb, cum s-a schimbat lumea din punctul tău de vedere ca marketer în ultimii 2 ani, de când a venit pandemia, de când a început războiul și cam ce ne așteaptă? Marketing vorbind. Păi nu, ca așa, adică să ne dăm cu părere. Da. Cum se va termina războiul. Da, nu.
deși am studii politice, nu pot să te ajut pe partea de... Din punctul meu de vedere al marketingului strategic, în ultimii 2 ani nu s-a schimbat nimic. Pentru că principiile care se găsesc și în carte o să rămână încă 50 de ani. Sunt valabile de mai bine de 50 de ani și o să mai fie valabile încă 50 de ani. Deci, pe carte nu putem să punem un timestamp și să zicem că de la anul nu mai e valabilă conținutul. O să rămână valabil mult timp pentru că aduce valoare și bagă niște principii de bază. Și principiile astea în ultimii 2 ani nu s-au schimbat. Ce s-au schimbat, în schimb, e comportamentul consumatorului, de unde cumpără, când cumpără, ce cumpără, cât cumpără, și tacticile de promovare au fost afectate de pandemie, de război, de etc. Tacticile tot timpul sunt susceptibile la schimbare. Principiile de marketing rămân aceeași. Scopul marketingului e să aleagă o piață țintă, să-i livreze acestuia unui produs, să-l facă pe client să cumpere mai mult și să își țină promisiunea față de, să se asigure că compania își ține promisiunea făcută prin comunicare. Deci dacă eu zic că îți dau o cămașă roz din satin, atunci marketingul comunică că îți dă o cămașă roz din satin și clientul vine și o cumpără pentru că o vrea. Dar principiile de bază ale marketingului nu se schimbă niciodată, pentru că tu după aia la ăla care i-ai vândut cămașa poți să-i vinzi și un pantalon care sau fustă care se potrivește, poți să faci upselling, deci îl loializezi și îl aduci și îl fidelizezi. Dacă primul contact cu compania ta a fost ok și o cumpărat, după aia îl loializezi. Atragerea clienților, menținerea, fidelizarea și upselling-ul, astea sunt principii de bază care nu o să se schimbe și n-au cum să se schimbe prea curând. Tactic vorbind, acolo mai e de discutat. N-am înțeles. Cum e corect un departament să se numească marketing și vânzări sau marketing și comunicare? E o întrebare secretă, nu te-am. Deci, frumos ar fi să fie marketing, comunicare și vânzări. Să existe un departament de branding, să existe un departament de marketing, să existe un departament de vânzări. Deci brandingul cu marketingul merg mână în mână. Marketingul fără branding e marketingul speranței. Nu face mare lucru marketingul fără branding și nu face mare lucru marketingul fără vânzări, cum nici vânzările fără marketing și branding și nici brandingul fără marketing și vânzări. Deci comunicarea o scoatem din ecuație. Da. Aia poate să vină. Da, comunicarea, să zicem care că... Care e cea mai la modă, de fapt. Da, poți să-i spui... fiecare antreprenor trebuie să fie conștient de ce reprezintă fiecare element și să le integreze în organizația sa astfel încât să lucreze. Că dacă te duci într-o corporație, cine se ocupă de comunicare, de marketing, de promovare, de vânzări, de etc., se numesc într-un fel, în altă corporație se numesc în altfel, în altă organizație altfel. Dar, primul rând, asta e important, să știe unde antreprenorul sau managerul sau CEO-ul să știe unde are nevoie să implice un specialist de comunicare, de marketing, care sunt specializările pe care trebuie să le facă. În primul rând, ar fi frumos să existe un departament de cercetare a pieței, în care sunt 3 oameni minim care asta fac toată ziua, cercetează piața, caută oportunitățile, inovează pe zona și trimit informația mai departe către branding, către vânzări, către producție și creează produsul ăla la care consumatorii au nevoie. Am înțeles. Nu e așa de simplu. Nu e așa, am înțeles asta. Tu, de fapt, când m-ai contactat acum un an și jumătate, m-ai contactat pentru un fel de mini-ședință de consultanță editorială. Și am ajuns să îmi placă proiectul, că ai văzut că nu e simplu nici să scoți o carte. Nu, nu deloc. Pentru că am transformat o carte care a prins foarte bine de când a intrat în librărie, pentru că și eu cred că era nevoie de ea. Avem colecția asta de comunicare, unde mai avem și cartea lui Chinezu despre influencer marketing, prima din România despre asta. Și asta îmi place, că vreau să iau exact ce se întâmplă pe piețele românești. Tu închei cartea cu această idee pe care au zis-o Al Reis și Jack Trout. În marketing nu câștigă cine are cel mai bun produs, ci cel care este perceput ca având cel mai bun produs. Da.
Am discutat despre tipsurile pe care le dau unui antreprenor, despre ce lucrează la agenție, dar unui marketer. Cartea asta e bună și pentru oameni care oricum sunt în domeniu și ar putea clarifica și perfecționa unele lucruri sau vor să se apuce, mi se pare ghidul ideal. Ce recomandă unui marketer? Țin să precizez legat de carte că nu am reinventat eu roata și nici coada la cireașă. Informațiile care sunt acolo e de fapt o sinteză a ceea ce am văzut eu în practică că e nevoie. Și cartea de fapt asta face, pentru că studenții la marketing o să regăsească aici foarte multe elemente, dar o să le găsească aplicate în practică. Deci partea teoretică nu am, să zic așa, nu am uitat-o deloc, nu e inventată de mine, e ceea ce există deja ca și informație, doar că m-a dus aportul meu practic. Unui marketer, ce aș recomanda e să citească absolut tot ce-i pică în mână. De la beletristică, de la fizică cuantică. Specialitate, ok. Nu. Deci un marketer, marketerii buni pe care i-am cunoscut eu, înțeleg mai multe domenii. Și cititul, pentru mine, cel puțin a fost un element care m-a dezvoltat în primul rând ca și persoană, dar m-a dezvoltat ca și profesionist. Pentru că în marketing trebuie să fii creativ, trebuie să fii inovativ și nu poți să faci lucrurile astea dacă nu cunoști oamenii, dacă nu cunoști domeniile în care te activezi. Și cartea e, de fapt, cea mai ușoară metodă de a cunoaște cât mai multe personalități și cât mai multe abordări. Categorii. Îmi amintesc, apropo de asta, că acum câțiva ani am făcut un articol despre cu domnul Vlad Tăușan, ce cred că știi, care lucrează în domeniul de comunicare de mult timp și foarte apreciat, și l-am întrebat ce crezi de comunicare îmi recomand. Și a recomandat cinci romane, de fapt, deci pe aceeași idee. Și atunci încheiem așa. Spune-mi așa 3-4 titluri, că ai spus că lectura te-a dezvoltat foarte mult, care te-au adus unde ești acum, bine, exagerând. Și beletristică, și de specialitate. Da. Păi, cred că cartea care m-a impactat cel mai mult a fost cartea lui Dale Carnegie, care e Secretele Succesului. E o carte foarte interesantă și te pune oarecum, te structurează, te organizează ca și profesionist. Recent, o carte care așa e pe sufletul meu, pentru că când am timp și nu citesc cărți de business și cărți de marketing care studentele la MBA sunt obligate să le citesc, am plăcerile mele nevinovate, cărțile legate de perioada nazistă și de poveștile care au avut loc în perioada aceea. Și ce m-a impactat foarte mult e cartea Fiecare moare singur. Cred că e prima carte care am citit-o din punct de vedere al germanilor care au trăit în perioada nazistă și a suferinței de care au avut ei. E o carte stufoasă, dar e așa, plângi, pe scurt, te impactează. Acum depinde de fiecare. O să-ți fac cunoștință cu Ana, David, neapărat. Da, și mai este iarăși o carte care mi-a plăcut tot pe aceeași direcție, Hoțul de cărți, care... avem o glumă la birou, cartea pe care am cumpărat-o, Hoțul de cărți, a venit într-o foaie care o acoperea și eu am luat numai cartea și am lăsat foaia respectivă coperta și a rămas în biblioteca de la birou și îmi zice colegul că drăguța asta cu Hoțul de cărți și fix cartea lipsește, a rămas numai coperta. Și aceea e o carte foarte, foarte... pe sufletul meu. O carte tehnică pe care o recomand absolut tuturor antreprenorilor este Exploring Strategy, ediția 8-a. Sunt mulți autori, nu știu, o găsesc pe librăriile, o să zic, ce librării? Oricare. Pe Book Express o găsesc. Nu suntem la TV. Da, ok. Daniela, îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc. Voi găsiți cu ce se mănâncă, de fapt, marketingul, un ghid introductiv în strategii de marketing, care te va ajuta să-ți crești afacerea și să înțelegi piața în care funcționezi. Sper să vă... Dacă v-a plăcut discuția de azi, sigur o să vă placă și cartea. Sau, cum spunea Irvin Welsh, dacă ți-a plăcut școala, munca, o să-ți placă și mai mult.
Bucureștiu.